Impacte vizuale și abilități practice. Autor, Florentina Vârdosu Toma, expertă RED Educație Tehnologică. Disciplina ABAP, clasa a doua, felicitare de Crăciun. Această activitate vizează competența specifică 2-3 din programa școlară, realizarea de produse utile și sau estetice, combinând materiale ușor de prelucrat și tehnici accesibile. Iată care sunt materialele necesare confecționării acestei felicitări. Hârtii colorate cartonate de culoare albastră, albă sau maro, compas, foarfecă, lipici și opțional ștrasuri decorative. Această felicitare se realizează prin tehnici de lucru combinate. Iată care sunt etapele de lucru. 1. Trasarea cercurilor cu ajutorul compasului sau a formelor rotunde. 2. Decuparea după contur cu ajutorul foarfecii. 3. Plierea. 4. Asamblarea prin lipire. Și 5. Decorarea și personalizarea cu mesaj scris. Etapa 1. Pe o coală de hârtie albă, desenați 8 cercuri, de două de aceeași dimensiune, cu ajutorul compasului sau a unor forme rotunde, ca în imaginile de mai jos. În etapa a doua, decuparea după contur, decupați cu ajutorul foarfecii toate cercurile, ca în imaginea alăturată. În etapa a treia, plierea, pliați la mijloc fiecare cerculeț, ca în imaginea alăturată. Apoi îndoaie la mijloc o coală colorată cartonată, ca în imaginea alăturată. În etapa a patra, începem asamblarea prin lipire, toate piesele componente pe care le-am obținut până acum. Lipim înclinat cele mai mici două semicerculețe, ca în imaginele 1 și 2. Procedează la fel cu următoarea pereche de semicerculețe medii, respectând pașii 3 și 4. Lipește a treia pereche de semicerculețe mijlocii, urmând pașii 5 și 6. Lipește cele mai mari semicerculețe, urmând pașii 7 și 8. Adaugă bradului un mic dreptunghi maro, acetină, o steluță și un troian de zăpadă. Personalizează cu ștrasuri așa cum dorești. Scrie o urare. Felicitări, ai reușit! Îți mulțumesc pentru atenție!